Bebe Houdini este foarte supărat pentru că a aflat că tati a înșelat-o pe mami. Așa că rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și trebuie să aflăm ce are de gând să facă Bebe Houdini. Bebe Houdini, ieși afară din baie, trebuie să mergem acasă, s-au încheiat orele de la grădiniță, hai să mergem acasă, nu mai fi supărat, te rog, ți-aș fi spus, dar nu știam cum să-ți spun ce s-a întâmplat, haide Bebe Houdini, ieși afară din baie! Nu vreau să mai aud de tine, tăticuciule, nu vin cu tine niciunde, aici o să stau închiși în baie până când o să vreau eu să ies și nu cred că vreau să mai ieși niciodată, pleacă acasă și lasă-mă aici la grădiniță, că eu nu mai vin cu tine niciodată, m-ai mințit, mincinoșule, ești un mincinoș, tăticuciule, lasă că o să fiu aici supărat pentru totdeauna pentru ce ai făcut, nu-mi vine să cred că ai înșelat-o pe mami. Haide Bebe Houdini că nu ne mai lasă doamna directoare să stăm aici. Ieși afară din baie. Nu-mi vine să cred că nu vrei să ieși afară din baie. Haide să mergem odată că doamna directoare o să se supere tare pe noi. Dar știi ce? Nici măcar nu mă interesează dacă se supără doamna directoare. Gata, nu mai vreau să stau la baie, că vreau să plec de aici. Mă duc acasă și nu vreau să vii cu mine acasă. Tu să stai aici la grădiniță. Bebe Houdini! Nu, prietene, să știi că nu se împacă. Și prieteni, vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine, că tăticuciul ăsta e un mincinoș, e cel mai mare mincinoș, numai minciuni îmi spune. Când deschide gura odată, hop, trei minciuni spune. Nu mai vreau să mai stau cu el acasă. M-am supărat rău de tot. Nu-mi vine să cred ce i-a făcut la mami. Și de aștia a fugit mami și m-a lăsat aici cu el acasă. Bebe Houdini, nu mai fi așa supărat. Lasă! Da, nu, prietene, Bebe Raionule, și-i supărat pentru că m-a mințit, singurul meu tată m-a mințit, tăticuciul ăsta, urât, ulâtule, care m-ai mințit tu pe mine, ești un ulât, să știi, pentru că m-ai mințit, m-am supărat tare rău de tot, o să mă duc și o să stau în camera mea și nu mai vreau să mai văd pe nimeni, aici stau în cameră și nu vreau să mai ieși de aici. Of, bebelușilor, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta. Nu aș fi vrut să afle Bebe Houdini în felul acesta. Și acum nu mai știu ce să mai fac. Trebuie cumva să încercați voi să-i spuneți cumva să nu mai fie așa supărat. Pentru că nu a fost cu intenție deloc. Dar nu știam cum să-i explic ce s-a întâmplat între mine și mămicuța lui. Plus că mămicuța lui vrea să-l ia de lângă mine. Și asta o să fie o problemă. Spune-i tu, Bebe Raionule, pentru că tu ești cel mai bun prieten al lui. Și ar putea cumva să înțeleagă altfel de la tine. Te rog să mă ajuți să nu cumva să se supere atât de tare Bebe Houdini, să fie mai puțin supărat. Încearcă cumva să vorbești cu el, Bebe Raionule. Am zis că nu vreau să mai vorbești cu nimeni, Bebe Raionule. Te-a trimis iară mârlăndoșul ăsta de tati? Bebe Houdini, te rog, nu mai fi supărat. Nu mai fi supărat deloc pe tăticuțul tău, pentru că el nu a vrut să te supere, dar nu știa cum să spună ce s-a întâmplat între el și mămicuța ta. Nu, ești un mincinoș și te-a trimis doar ca să vorbești cu mine, ca să-mi treacă. Dar nu-mi trece așa cu una, cu două, cum crede el. Mi-e dor de mămicuța mea. Vreau să vin la mămicuța aici, să stau cu mămicuța. Bebe Houdini, te rog, nu mai fi așa supărat. A zis că îți face mâncare ce vrei tu. Îți face lăptică dulce așa cum îți place ție. Și îți aduce ce vrei tu, doar ca să nu mai fii supărat. Da, că el crede că dacă mi-aduce ceva îmi trece. No, lasă că o să-l țin eu minte. O să țin minte ce-a făcut. Gata, Bebe Raionule, vreau să pleci, pentru că vreau să fiu singur. Și sper să nu te superi pe mine. Dar nu mai ai chef de povești acum. M-ai supărat rău de tot, tati. Sunt foarte supărat. Sunt cel mai supărat de bebeluș din lume. Uite și scutecul nu mai mișcă cum trebuie. Până nici scutecul nu mai e ce-a fost odată.
Ce mai supărată de Cociu, mai supărată rău de tot. Dar știu ce fac, gata, o să fug de acasă, pentru că nu mai vreau să mai stau cu tăticuciu ăștia acasă. Mă duc să văd dacă e atent și dacă nu e atent o să ieși pe ușă. Unde-o fi tăticuciu? E aici tăticuciu? Ea poate e în camera la mami. E în camera la mami tăticuciu. L-am văzut aici. Ce bine că nu m-a văzut și el pe mine. Gata, știu, o să fug de acasă. Mă duc pe ușă. Prieteni, salutare! Vreau să fug de acasă și nu mai stau cu tăticuciu, că e rău tăticuciu și nu-mi place de el, pentru că am înșelat-o pe mami. Dar stai așa, nu poți să... Mami închise ușa și cheie la tăticuciu. Știu ce fac, gata, o să ieși pe geam. Nici măcar nu o să afle, îmi pregătesc patul aici și pare ca și cum sunt în pătuci și dorm și mă duc direct pe geam. Gata, prieteni, sunt aici, hai să fugim, hai să plecăm de aici, că nu mai vreau să-l mai văd pe tăticuciu și hai să mergem undeva în orașul alăturat. Nu mergem acolo unde-i grădinicea să nu mă găsească. Gata, am fugit de acasă, nu-mi vine și cred că mi-a făcut una ca asta. Bebe Houdini, dar crezi că e bine să plecăm așa de acasă? Ne vor căuta părinții pe toți. Păi lasă, că ai văzut ce ne-au făcut părinții. Tati a înșelat-o pe mămicuța și nici măcar nu mi-a spus adevărul. M-a mințit o grămadă. Da, Bebe Houdini, dar nu știu dacă e ok să fugim așa de acasă, că o să ne caute și poate ne caută și poliția. Păi da, băi, Bebe Raionule, dar fii atent aici, poliția poate să ne caute, dar dacă nu ne găsește niciodată, atunci cine câștigă, noi sau poliția? Păi și tu dreptatea ta, Bebe Houdini! Da, păi nu degeaba tu ești șeful grădiniței, ca să zic așa, al bebelușilor! Păi vezi, băi, prietene, așa, prietene, am gândit-o bine! Da, Bebe Houdini, chiar ai gândit-o bine! Bun, super, hai să mergem, uite aici, mergem în oraș, ne cumpărăm o casă din asta așa mare și stăm noi acolo bebelușii, fără părinți, fără nimica și nu ne mai supără nimeni după aceea, pentru că bebelușii sunt mai tari decât adulții. Adulții sunt cam nașpa, sincer să fiu, adică uite-te și tu cât mint, bebelușii nu prea mint niciodată. Și de asta zic că adulții sunt nașpa, nu mai vreau să stau cu tati, gata, m-ai supărat rău de tot. Dar auziți, bebelușilor, știți voi care e problema? Acum mă gândeam, avem o problemă, adunalea, toți aici, adunalea, avem o problemă. Nu avem bani să cumpărăm o casă, ce facem? Trebuie să ne angajăm, să muncim, să facem bani. Dar cine angajează bebeluși? Asta e întrebarea mea. Angajează cineva bebeluși? Știți voi? Bebe Houdini, eu n-am auzit ca bebelușii să muncească. Eu știu că bebelușii primesc bani de la părinți. Păi da, băi, Bebe Raionule, dar știi care-i faza? Noi nu mai avem acum părinți, pentru că noi am plecat de acasă și suntem doar noi bebelușii. De unde mai primim noi bani de la părinți? Păi atunci nu știu, Bebe Houdini, chiar nu știu cum să facem. Putem să ne vindem scutecele. Păi da, băi, Bebe Raionule, dar dacă ne vindem scutecele, ce facem după aceea? Nu putem să umblăm așa fără scutece, că e frig, noaptea se lasă frigul și ce facem? Murim de frig după aceea. Ai dreptate, Bebe Houdini, am putea să ne vindem șuzetele. Cum să-ți vin șuzeta, băi? Păi să scapi tu de șuzetă așa și ce faci fără șuzetă? Cum e viața unui bebeluș fără șuzetă? Nu e bună nici ideea asta. Trebuie să ne gândim la cum facem bani. Trebuie să ne angajăm cumva. Dacă nu o să murim de foame, trebuie să mâncăm ceva. Are cineva ceva mâncare? Eu mai am puțin lăptic aici. Mai aveți lăpticul? Scoate lăpticul să numărăm câte sticluțe de lăptic avem. Fiecare să scoată lăpticul și vedem. Să numărăm sticlucele. O sticluță, două cu sticlucea mea. Haideți toți, scoateți sticlucele de lăptic. Am rămas doar cu două sticluțe de lăptic. Aoleo, prieteni, și ai zis cu noi, trebuie să ne gătăm, să ne căutăm de muncă. Aoleo, și după ce o să ne gătăm lăpticul de băut, o să fie jale dacă nu avem bănuși să ne cumpărăm altul. Trebuie să ne comportăm ca niște bebeluși adulți. Adulți în sensul că trebuie să muncim, că altfel eu nu vreau să fiu ca un adult. Nu, eu sunt bebeluș și bebeluș voi fi pentru totdeauna. Bebe Houdini, Bebe Houdini, am cercetat un pic clădirea asta portocalie și am văzut că nu locuiești
Așa, îmi place, dar aici pare ca și cum ar fi o clădire în construcție și nu e gata. Putem și-o facem a noastră și stăm aici ascunși să nu ne găsească poliția și să nu ne găsească nici tati. Aici o să stăm, bebelușilor! Acesta a fost episodul Hudinașilor, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar primul link din descriere vă duce către Trovo unde fac live-uri zilnice alături de Foxy și acolo filmez toate episoadele acestea minunate. Așa că dacă vreți să apăreți și voi pe episoade, vă aștept să veniți pe primul link din descriere. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Bye!